sunt mai utile chiar decât tehnologia în sine. De multe ori e suficient ca guvernul să se laude cu realizările sale de progres tehnologic, pentru ca cetățenii să fie suficient de speriați încât să se supună total regulilor. Să-i se inducă ideea că oricând cineva îi privește. Polițiștii se laudă că nici nu mai e nevoie să interogheze un suspect, pentru că acesta recunoaște automat faptele, știind că a fost urmărit la tot pasul. Pe ecrane uriașe montate în intersecții aglomerate sunt afișate fețele celor care sunt urmăriți de poliție sau ale infractorilor, la pachet cu datele personale de identificare. La început, lumea s-a amuzat, dar apoi și-au dat seama că pot fi oricând înregistrați de camere în timp ce traversează pe roșu sau parchează mașina într-un loc interzis. Și și-au dat seama că nu e de glumit. Minarea criptomonedelor consumă mai multă energie decât ne-am putea imagina. Specialiștii estimează că actualul consum global de energie pentru serverele care minează monede virtuale este de peste 2,5 gigawați. Și, ca să ne facem o idee despre ce înseamnă acest lucru, minarea de criptomonede necesită aproape la fel de multă energie cât Irlanda, o țară, o economie. Și, mai precis, necesarul de energie pentru o singură tranzacție este egal cu consumul lunar al unei case. Minerii de monede virtuale consumă în prezent aproximativ de 5 ori mai multă energie decât anul trecut și deocamdată nu există semne de o încetinire. Bani în cont. Pe măsură ce valoarea Bitcoin a crescut, la fel a făcut-o și consumul de electricitate de care au nevoie criptomonedele pentru a fi generate. Specialiștii au demonstrat că Bitcoin consumă mai multă electricitate decât 20 sau chiar mai multe țări din Europa, printre care Irlanda, Croația, Serbia, Slovacia și Islanda. Consumul anual de electricitate de la Bitcoin este estimat undeva la 29 de miliarde de kilowați. Asta înseamnă aproximativ 0,13% din consumul global de energie. Cu alte cuvinte, dacă Bitcoin ar avea statutul de țară, ar fi pe locul 81 din punct de vedere al consumului de electricitate. Și deși Bitcoinul a ajuns să valoreze acum cu 70%